Vă salut și bine v-am găsit la podcastul Business Philosophy. Astăzi vorbim și abordăm un subiect destul de interesant, este vorba despre marketing și cum a ajuns de la un simplu curier, ca așa am înțeles despre Călin Roman, la un om care într-adevăr gestionează acum, acum o afacere în domeniul marketingului, în care a început cu fratele sau, Dar povestesc eu toată povestea. Se pare că te salut și îți mulțumesc tare mult că ai venit în platoul nostru să filmăm acest podcast și să discutăm. Cum a fost, totuși, drumul tău? Așa de complicat de la etapă la etapă, aș zice eu. Da, Olivia, mulțumesc în primul rând de invitație. Um, N-a fost un drum ușor, a fost un drum plin de obstacole, oricât de clișeii sună și toată lumea care are un business spune că m-am am plecat de la zero, am avut numai probleme. Dar cam așa se întâmplă. Eu am trăit într-o familie simplă, modestă, aveam aspirații foarte, foarte mari. Eu vedeam pe toată lumea pe YouTube cu branduri care mai decare cu mașini de 200.000 de euro. Voiam și eu, cine nu Asta vrea. te motiva? Gen, te motiva sau invers? Cei că, a, mamă, nu mai ajung eu niciodată ca aia. Pe mine mă motiva, 100%. Uh, nu este invidia aia și dacă am un prieten care reușește foarte multe, eu mă bucur autentic pentru el. Și trebuie să găsești cumva motivația în lucrurile astea, nu să fii invidios. Că invidia cu ce te ajută? Cum crești din invidie? Eu altfel am auzit-o, că anume crești din invidia, că anume invidia, știi, te ajută să fii mai bun ca ceilalți și să reușești să te impui față de ceilalți. Da, poate invidia aia pozitivă. Da, cred că, cred că e așa. Dar cum a început drumul tău? Pentru că eu mă uitam și online, dar și offline mai vorbeam și cumva îmi spune că ai făcut muzică, de la muzică la marketing, E un, Sunt e două extreme, practic, diferite, și da. e greu să, nu știu, un om de artă să facă o profesie și un domeniu destul de complicat până la urmă, și în care, nu știu, ei pas cu pas, nu știu. Și multe altele pe lângă, nu doar muzică și artă și. Mm -hmm. <laughs> da, eu am început să cânt la instrumente de la 8 ani, aveam mereu înclinățeată spre partea artistică, spre muzică. Am încercat să-mi fac și o carieră în domeniul muzical, am început să cânt în câteva trupe, în adolescență chiar din asta câștigam bani, cântam la evenimente private și am reușit, doamnă știu, să cânt în fața a zeci de oameni în total. Experiența foarte mișto, foarte faină, dar nu se plătește atât de bine pe cât mi-aș fi dorit eu. Și oricât de mult îmi plăcea muzica, simțeam că ok, eu trebuie să fac ceva adevărat, trebuie să fac o afacere. Am început la 18 ani să lucrez la un magazin, la un centru comercial, Um, și am vrut cumva să văd ce înseamnă munca asta de jos Practic eu băgam marfă la raft Mergeam în fiecare zi, aveam tura 1 de la 5 dimineața până pe la oh. 1-2 Groaznic, okay. la 18 ani mai ales, de dai seama de unde să ai disciplina asta Dar am vrut ce înseamnă să lucrezi pe sală minim pe economie Să faci munca asta de bază Și cred că și asta a motivat cumva să merg într-o zonă mai serioasă, profesional. Uh, chiar după experiența respectivă câștigasem niște bonus pe care am pus deoparte, cu o parte am cumpărat jante la mașină <laughs> Asta? Băieții, ce să faci? Uh -huh. Și cu cealaltă parte mi-am deschis un business în online. Mi-am făcut un magazin online în Statele Unite care a dat fail mizerabil. Dar cum anume te gândi tu de la un băiat care știu, livra anumite chestii sau punea marfă pe maga prin magazine să faci un magazin în Statele Unite unde tu practic nu ai nimic palpabil, nu trăise înainte de asta măcar în state ca să știi cum funcționează acolo lucrurile? din naivitatea mea de tânăr, am văzut un clip pe YouTube în care mm. spunea cineva că a făcut milioane din magazine online. Unde? În Statele Unite. Păi nu fac și eu același lucru. Că că și mulți tine au problema asta ca și tine. Deci se uită la o afacere de succes sau nu știu, îl vede pe unul pe Instagram care e atât de dezvoltat și așa mai departe și atât de, de mișto și zice, bă, eu tot pot să fac milioane, pot să fac și eu, dar milioanele alea poate să o iluzie în general și nu mai există. Da, și pare foarte simplu. Când vezi rezultatul final, știi, vorba aia, succesul peste noapte vine după ani de muncă. Fix așa se simte. Uh, dar mi-a prins super bine experiența. Gândește eu la 18 ani să fiu la ONRC, să-mi deschid un PFA la vremea respectivă, să văd ce înseamnă documente, facturi, contabilitate, ce înseamnă marketing, ce înseamnă vânzări. Tu ne-ai avânt studii în domenii. No. În domeniul ăsta, no. Armea. Eram la liceu. Ah, eram Era în în clasa 12. Ok. Da. Uh, și da, n-am vândut absolut nimic am închis afacerea după câteva luni băgase în bani, nu foarte mulți în ea dar pentru vremea respectivă și pentru 18 <laughs> ani se simțea ca o avere uh -huh. uh, dar nu m-am lăsat, am închis-o am zis, ok, ce fac mai departe cum mă dezvolt uh, am trăit în liceu între timp uh, m-am apucat de partea asta de o spătărie, eram o spătar la evenimente pentru că se câștiga ok, decent lucram doar în weekenduri, ceea ce era un avantaj pentru că pe timpul stămânii puteam să fac altceva și am încercat cu un prieten al meu din Brașov să-mi fac o firmă de evenimente în Brașov. Practic ofeream lumini, ofeream sisteme de sonorizare, cântam și pe la evenimente la chitară unde era cazul. Și, și acolo am prins de experiență, am văzut ce înseamnă să lucrezi cu oamenii direct, să încerci să le vinzi, logistică și așa mai departe. Dar la fel, bănuțul, mm, mm, cam scârția. Voi ai mai mult. La fiecare etapă înțelegeai că poți mai mult, că vrei mai mult și așa mai, și așa mai departe. 100% și mi-am dat seama, cumva ulterior mi-am dat seama că nu e vorba doar despre bani. Eu credeam că e vorba despre bani. Era vorba despre sentimentul ăsta de a face ceva măreț, de a avea un impact. Pe mine mă motivează în primul rând, mai departe decât banii, să văd că ceea ce fac eu ajută oamenii. Cumva ca paranteză, fac puțin fast forward ca paranteză, unul dintre clienții noștri principali este în zona de medicină, de tehnologie în medicină și noi simțim că prin marketingul pe care îl oferim către ei, ajutăm milioane de oameni în toată lumea să aibă um, un tratament Iti mai bun. Îți place să faci o chestie nobilă pe lângă faptul că, uite, dezvolți marketingul pentru un produs anumit. Da, da, exact, exact. Și asta nu m a făcut de la partea de evenimente. Acolo, uh -huh. ce era atât de nobil? Că se distrau oamenii partii. Îi făceai fericiți, păi <laughs> când faci oamenii fericiți... La fel e ceva. Faci ceva da. bine. Nu era pentru mine, să zic așa. Uh -huh. Și după ce am făcut asta, a venit și pandemia. Eu în pandemie am rămas blocat în casă patru luni. Evenimente nu mai poți face, nimic mai poți dezvolta acum. Nu, oficial, nu? Da, da, da. Cele doar neoficiale în care se adunau găști mici se mai dezvoltau cumva, da? Și alea, da. deci erau foarte așa... De poliție, de autorități foarte ținute din strâns cumva ca să nu se exact. că pandemia. Exact. Și acolo a fost cumva un punct de cotitură pentru mine în care am zis, bun, eu nu pot fac asta pe termen lung, trebuie să fac ceva mai serios și cel mai serios lucru pe care l-am făcut a fost, în primul rând, să iau decizia de a mă muta din Brașov în București, unde mediul de business în România, în București. A, a, vedeai diferența dintre Brașov, adică era o piață foarte mică. Adică pentru că mie îmi pare că Brașovul e o zonă în care Horeca cel mai mult poți să o dezvolți, adică cumva e zona asta cel mai bine dezvoltată. Celelalte, din păcate, nu știu cât de mult s-au dezvoltat, deși am văzut ultimii ani că, într-adevăr, și case se construiesc foarte multe și apartamente, deci Brașovul chiar se dezvoltă ca oraș foarte, foarte mult. S-a dezvoltat, au și aeroportul acum da, recent deschis ce și asta a fost enorm. Punct strategic clar, pentru clar, ei. Cu siguranță. Dar în continuare puterea de cumpărare din Brașov și mediul de business din Brașov nu se compară cu ce este în București. Aici și în internaționale. Internaționale. Sau Cluj. Sau Cluj dacă ești pe IT. Da. Da. Și da, am făcut asta, am venit în București fără să știu ce o să fac exact. Mm. Uh, începusem să lucrez la ideea de agenție de marketing, dar încă nu aveam neapărat resursele mm. și experiența necesară. Venise cu niște bănuți strânși, Da, 8.000 de, de lei, foarte mult. Deci 8.000 de lei cu 8.000 de lei, ce ai făcut în București prima? Ai închiriat un apartament prima, da? Chirie, clar. Chirie care s-a dus 500 de euro, așa, sau nu știu cât era atunci încă chiria. Era mai puțin, compărțeam. Ah, ok, deja e ceva, da, e, deja da. e ceva, bine. Cu iubita mea pe vremea respectivă, intrăm și în detalii personale. Compărțați și chiria, ce e ce... Da, mm. deci clar, chiria, utilitățile, mi-am făcut un buget foarte, foarte strâns. Eu am avut și la Brașov o perioadă în care am trăit o lună întreagă cu 100 de lei de mâncare, în perioada aia de pandemie în care nu aveam nici evenimente și voiam să investesc. Investisem și în cripto și în bursă pe lângă, cumva aveam viziunea asta antreprenorială. Da, dar uite foarte straniu, deci ai banii ăia și investești într-o afacere care tot e online și tot e ceva nu prea palpabil. Bursa sau nu știu, cripto nu e ceva palpabil, că nu știu, vinzi un sac de cartofi și faci bani și, nu știu, după aia ai 400 de cartofi. Adică și vin mai scump. Adică nu e sistemul ăla de afacere, da. dar e un, e un ban care nu știi când vine și nu știi dacă eu vorbă la mine în Moldova, ce în mână, nu-i minciună. Da, păi asta da. și aici. Păi e ceva super. Nu știu, vorbim despre ceva foarte iluzoriu, cumva, știi. E ceva foarte vag, e ceva cu potențial mare, într-adevăr, dar e practic un risc. E ca și când bagi la jocuri de noroc. La, da. da, mai ales pe anumite proiecte cripto care -au, nu fac nimic doar păi există. asta. foarte multe proiecte cripto în România, care ele există doar așa. Și cred că cei care ne privesc la fel știu. Sunt foarte multe proiecte cripto în România care de fapt sunt doar o păcăleală continuă da. pentru, pentru, oamenii săraci. Ei visează să sporească cumva veniturile lor și rămân cumva, din păcate, cu fundul pe gheață, hai să zicem. Dar și cine investește în proiectele astea, nu? Tineri, cel mai mult. Tineri, da, dau banii oamenii fără resurse care da. au niște vise foarte mărețe și li se, vin, li se vin de așa foarte, o promisiune foarte mare. Oamenii vor să fie mințiți și le place uh, să li se vin, vândă la pachet visele astea, hai să spunem așa. De-aia prin și cursurile online pe paranteză. Da. Și toată lumea are cursuri online de orice prostie care există efectiv are recursul online da. de orice. Și unele sunt bune. Și unele sunt bune și unele mai puțin bune, dar la asta revenim mai, mai târziu. Deci tu, mai departe ai da. investit în. cu 100 de lei în ce ai investit? Deci nu, 100 de lei aveam de mâncare, da? Okay. Și investeam restul bănuților pe care îi câștigam, investeam în cripto și în bursă, tot ce puteam. Uh, Era la felul tânăr care uh, uite pentru bursă, care să da. avem aici pri prietenii noștri de la Sâmbăriști, care mereu sunt, uh, uh, sunt alături de noi. Uh, tu la fel erai tânărul ăla care nu are prea mari venituri, dar investește până la urmă în bursă. Ai scos vreun ban de acolo? Da, și în cripto și în bursă. Am scos niște bănuți. Ai fost de frumos. tipul norocos care nu a fost mințit, de fapt, de companiile care sunt uh, la noi. Aș spune tipul inteligent. Și nu a fost inteligența mea, ci inteligența unui mentor care doar din asta trăia și m a învățat efectiv ce făcea el. Ai doar avut un de oameni în da. drumul tău, înseamnă că. Da, în tot ce am făcut. Și cred că este extrem de important și pe cine ne privește să te înconjori cu acei oameni care au succes, care fac ceea ce tu-ți dorești să faci și care au statele pe care tu-ți le dorești. Pentru că doar așa poți să ajungi mai sus. De unde înveți cel mai bine? De la cei cu care te înconjori. E, e secretul succesului, cumva. Te-ai înconjurat uh, în ultimii patru ani, pentru că patru ani văd că îți merge cumva constant bine. Uh -huh. A văzut că pe fratele tău cumva l-ai tras mai aproape de tine și ai simțit necesitatea că, uită, totuși un om apropiat care nu o să mă tragă pe soară că străinul e străin, dar aproapele tău e, e aproapele tău. Uh, cum uh, ați decis sau să investiți împreună sau cum? Cum l-ai devenit și pe el cumva în, în domeniul ăsta și cum tu ai ajuns să faci bani. Pentru că uh -huh. vorbim despre o chestie foarte așa iluzorie. A, eu am investit și am făcut bani. Din nimic. Cum a fost la modul practic chestia asta? Da, eu cu fratele meu am făcut agenția de marketing. Poveste foarte amuzantă. Dar cum uh, v-ați gândit să creați agenția asta de marketing? Păi eu am venit cu ideea, eu am dezvoltat-o inițial și am zis că, ok, nu pot să fac asta singur, am nevoie de încă cineva. M-am gândit la el instant pentru că era super motivat, era bine mult mai tânăr decât mine, avea 15 ani când am început să lucrăm împreună și am mers într-o zi cu el în Herăstrău, în București și am zis, fiat, atent, vrei să faci bani? Da. Bun, hai cu mine, facem o agenție de marketing, îi dăm drumul. Și el tot fără nicio cunoștință despre marketing și agenții de marketing și bla bla 15 bla. 15 ani ce cunoștințe să okay. ai, n-avea nimica. <laughs> și i-am dat niște cursuri. Mm -hmm se uitam noaptea la ele, se uita după școală la ele, am văzut să facă site-uri, să facă niște campanii, uh, ușor și niște clienți gratuit în primă fază, cât să vedem că într-adevăr știm ce facem. Bine, eu învățasem și dinainte, de la business pe care le aveam să fac marketing, am avut niște mentori foarte, foarte mișto din domeniu uh, și da, de acolo ușor, ușor am crescut, dar a fost super amuzant, random să-i spun Alex, facem agenție de marketing, vrei să faci bani? Da. Hai să dăm drumul. Ok, și cum au venit față de voi? Adică cum au aflat de voi că în general companiile din afară cum au ajuns față de voi să se apropie și oamenii să aibă încredere în produsele pe care le oferiți pentru că și asta foarte mult contează, încrederea oamenilor față de față de produs. Da, e foarte bună întrebarea pentru că Mulți în ziua de azi fac agenții de marketing, pentru că sună bine, că pare un domeniu bănos și, și poate. În general, fi... toată lumea face marketing, toată lumea începe să investească în domeniul ăsta și ne spune nouă că A, e foarte ușor, e un domeniu din care uite mâine, scoți banul. Sau nu știu, cripto sau toate bursele și așa mai departe. Adică e o chestie iluzorie pentru mulți, pentru că sunt atâția oameni care fac acest domeniu și până la urmă nu au nimic. Adică mh. au doar imaginea asta că fac marketing, hăinuțele scumpe de pe ei care, în care doar pozează că fac chestia asta, dar de facto, în spate, au doar o bulă pe care doar dacă o spargi bula aia de săpun, vezi că nu e nimic dincolo de asta. Exact, exact. Uh, a fost foarte greu. Nu pot zice că e ceva ușor. Te apuci și gata, mâine e A fost extrem de greu la început să câștig încrederea, în primul rând, tocmai pentru că mulți fac asta și deja imaginea în piață e destul de proastă pe zona de marketing, ca să fiu sincer. Um, nu găseam clienți inițial, nu găseam clienți care să ne plătească cum trebuie. Cei pe care îi aveam aveau bugete foarte mici și nu știam cum să-i gestionăm la bugete atât de, de micuțe. Mie mi-a luat undeva cam un an până să iau decizia să plec de la job pe care îl aveam. Aveam un job super ok, lucram în corporație, mă ocupam pe România de contracte la o corporație destul de mare. Rulam milioane de euro în contracte, învățam ce înseamnă să gestionez bani mulți, contracte mari, oameni de business... Dar știam că vreau să fac asta pe mai departe și un an, da, am mers în paralel cu agenția care nu mergea și cu jobul. Și gândește-te, Olivia, cum este să lucrezi până la 6-7 seara la job, vii acasă, lucrezi pentru agenția de marketing până la 10-11 seara și apoi un weekend la fel, bagi agenția pe pâine. Oboseala și criza asta interioară pentru că până la urmă când ești un om care muncește foarte mult, ai niște crize interioară, și eu de multe ori mă, chiar dacă pare că sunt foarte fericită la exterior și bu, 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 oricum vin momente de criză în care te gândești că gata, vreau să las mâinile în jos, nimic nu-mi iese și așa mai departe. De câte ori ai avut tu chestia asta că înțelegi și ești conștient că gata, nu se mai poate, nu mai iese nimic, vine, am investit, am făcut multe pentru afacerea pe care vreau să o dezvolt, însă nu-mi iese nimic. Și cum depășești momentul ăla de nu mi este nimic, vreau să las mâinile în jos și treci în faza de eu pot, eu voi face și eu voi acționa. Oamenii vorbesc în general de motivație. Părerea mea este că motivația nu există, ci doar disciplina, pentru că nu ai cum să fii constant pe plus, constant motivat, totul merge bine mereu. Până la urmă să ai un business înseamnă să ai probleme. Și oamenii trebuie să-și asume asta. Iar cum treci prin probleme? Prin disciplină. Indiferent cum te simți tu în interior, tu mâine trebuie să te apuci de lucru, mâine trebuie să livrezi, mâine trebuie să filmezi în cazul tău și să fii fericită. Da, um, uite, despre um, primii bani pe care îi scos de acolo, ce faci cu ei? Îți duci și îți o geacă și o mașină? Sau îi reinvestești? Ce faci? Pentru că mulți tineri, uite, ajung la momentul ăla, am scos banul? Acum am iau geaca și mașina dorită și apartamentul și geanta și nu știu ce acolo. Banii ăia îi reinvestești? Sau ce faci cu ei? Vrei să fiu preotul care spune ce, ce trebuie făcut uh, nu, sau ce a făcut uh, el? Preotul ar spune că trebuie să-i dai bisericii ca să face la aia cu tot, tot ce ai acumulat. Tu să te zeciuiești cu aproapele tău. Primii bani pe care i-am făcut? Am mers în club și am spart pe toți. O prostie uh. care ar face tot spinerii, da? <gânt> De, zic că depinde ce vrei să zic cum uh -huh. trebuie sau cum am făcut. Dar clar mod normal trebuie să investești. Nu, nu ai un business Toți banii suficient. -ai spart vreau să știu care a fost suma. toți banii care e spart în club după asta nu era suma mare. Primul meu contract 3000 de lei. Mm -hmm. 3000 de lei am mers să spart în club. A doua zi ce făceam, nu știu. Mă descurcam eu. E ți curva. era rău a doua zi asta. La sigur <laughs> poți să înțeleg că ți era rău a doua zi. Bine, aveam și jobul pe lângă, eram da. ok. Dar uh, am simțit eu nevoia asta după ce m-am chinuit mult. Da, mm -hmm. să merg, să mă bucur de bani, să mă simt eu și pentru o noapte. Și uh, ei iluzia asta de businessman, de vreau să mă simt șmecher, vreau să fiu mișto, vreau să... Sunt niște traume din copilărie, desigur, că, care trebuiau cumva uh, acoperite. Uh, și ți le-ai acoperit, gata, după aia mai, ai mai spart banii așa în club sau ce ai făcut după aia? De unde ai găsit bani pentru a investi mai departe sau ca să... Cum ai trăit după? Da, avantajul e că pe modul meu de business ai contracte cu plată lunară. Okay. Și atunci, ok, am spart în prima lună, după aia am putut să iau o parte din bănuți să-i reinvestesc. Omul care, ești omul care strânge banul și crede că banul trebuie să stea la colțun? Sau banul face alt bani? Sau cum faci, cum faci cu banii pe care îi obții? Nu, banii n-au ce căuta în conturi. Efectiv n-au ce căuta, mm -hmm. doar se devalorizează. Banii investești fie în businessul pe care îl ai, fie în nu știu, imobiliare, în bursă dacă te pricepi, în orice îți poate produce randament, dar banii care stau degeaba se devalorizează. Aveți compania voastră, puteți să spuneți pe aici denumirile, orice denumiri dorești tu la podcast poți să spui. Bun. Uh, compania voastră, cum se numește? puteți Da, ok. Uh, în compania asta câți ani are, cum funcționează și care sunt pilonii pe care te-ai bazat atunci când ai dezvoltat, pentru că am văzut că sunteți invitați la diferite evenimente, deci chiar sunteți, ați crescut în ultimii ani, v-am văzut și în Forbes, adică văd cum crește și vă dezvoltați. Eu cred că fratele acum e șocat că, păi, cum a reușit, știi? Dar cum a fost drumul ăsta pentru că să ajungi în Forbes sau să ajungi să creezi o companie cu un așa potențial, nu știu, cine pe la uh, evenimente și cine pe la uh, toate cele mai selecte uh, locuri, oameni pe care i-ați cunoscut. A fost un proces în spatele uh, acestor rezultate și cum a fost acest proces? Cu siguranță. Uh, în primul rând, procesul a fost să dezvoltăm foarte bine produsul. Uh, am testat foarte multe lucruri, am văzut ce funcționează, ce nu funcționează și ne-am specializat pe ceva ce știm că aduce valoare clientului, în primul rând. Până la urmă, clienții ați făcut în cei care onorează cel mai bine către alte care persoane. Care sunt cei mai mari clienți pe care îi aveți? Scuze că te-am întrebat. Cel mai mare client uh, acum este o companie internațională de medicină, uh, chiar Syntex se numește. Ei, practic, oferă soluții de inteligență artificială către spitale și implementează asta în operații, încât să reducă mortalitatea, să crească eficiența operațiilor. Uh, eu, când am început să lucrez ei, mi s-a părut incredibil să văd statisticile câți oameni mor anual din operații nereușite la 30 de zile după operație. Este niște cifre colosale, nu mai știu parcă a doua cea mai comună cauza a morții după război în lume. Și astfel simțim că ne implicăm cum povesteam mai, departe în comunitate, nu doar să facem noi niște bănuți și avem niște contracte. Și simt că domeniul ăsta în care tu poți să faci marketing pentru companii care chiar au un rezultat în lume, a doi, cea mai mare satisfacție, dar și cea mai mare renume până la urmă. Dar cum au ajuns aceste companii mari la voi? Adică cum pe piața internațională ați fost atât de cunoscuți? Pentru că la noi sunt câteva companii mari pe care toată lumea se bazează. E Globalul și încă câteva companii uh -huh. pe care cumva, față de care vin companiile, inclusiv cele mari, care au cumva deschiderea asta către toată lumea. Cum voi ați ajuns să aveți cumva capacitatea de a le oferi lor ce, ce au nevoie? Ați fost mai ieftin decât piața noastră? Sau care a, fost, care a fost secretul? Hai să zicem așa. E greu să te bați cu numele mari. Um, în primul rând, ce a contat foarte mm -hmm. mult a fost uh, zona asta de networking, pe care eu pun mereu accentul. Și aici poate fi ca un sfat pentru cine ne urmărește dacă are un business investește în cercul pe care îl ai, investește în evenimentele în care mergi, în conferințele la care participi, pentru acolo cunoști oameni de business. Și, ca să fiu sincer, nu o să fie nicio companie mare care o să vadă o reclamă pe Facebook și o să zică, gata, eu lucrez cu ei. De obicei, lucrurile se fac prin telefoane, prin discuții, întreabă pe cineva cu cine lucrezi, te recomandă Ești și așa mai departe. Pe mail-uri, da. Uh -huh. Dar uite, mail dacă te poți dai mail-uri random la companii, nu funcționează așa. Coldriciu ăsta, cum se numește el, păi e asta, foarte a, comun, dar... Influencerii asta fac, deci nu știu dacă au un reprezentant, ok, nu de la Global South, dar, de exemplu, au, nu știu, un om care se ocupă de pagina lor și bla, 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 manager și SM managerul deja caută și contracte, că așa ai făcut la noi în România și te faci zeciuia la aia că vorbeam de biserică. Și asta face, de fapt, managerul ăla. Scrie la 10 companii, mail oficial, că nu vreți să lucrați și voi cu influencerul meu. Asta face, până la urmă, un ambasador din asta. Da, n-ar fi mai eficient să cunosc oamenii dinainte și să meargă către ei țintit cu ce au ei nevoie? Că dacă tu trimiți un mail așa la întâmplare, uh -huh. cu uite, ăsta e influencerul meu. Nu e personalizat. Tu nu știi ce are nevoie clientul respectiv? Îi se potrivește sau nu influență? A, oricum, cum își dau seama că dacă e două cosmetice și așa mai departe? Ce părere ai despre sistemul barter care la noi, doamne, pe Aolea. piața online... Ce crezi despre barteruri? uri Că zice lumea că e, mucă, e, e o simplă mucăciune care ți se dă și, ba, doamne, că de fapt companiile iau bani pentru ele, dar în același timp nu... I iau bani de pe, de pe produs, însă influencerilor le dau două creme și atât. Ce părere ai despre barterii? Deci, barteri? Părerea mea o să-mi iau foarte mult hate cu asta, uh -huh. dar nu beneficiază nici compania, nici influencerul de bartere. Dar apare deci... produsul ăla la 10 influențărițe. Apare crema aia de mâini și crema aia de față. Apare la 10 influenceri. Poate așa face mai um, audiența să fie cumva mai conștientă de uh, produsul pe care îl promovează și dacă are firma buget. De ce să nu-l investească în 10 fete care le dau cremuțe? Dacă investesc în ele și e un contract plătit, e super ok. Dar dacă se bazează doar pe, uite, îți dau crema, gratuit o folosești tu și mai departe o promovezi, nu mi se pare ok din două puncte de vedere. În primul rând, strici piața. Pentru că dacă oamenii văd la 1000 de influenceri, o mie de produse, deja nu mai are efectul ăla de wow, uite ce promovează Olivia cu coș pe Instagramul ei, de exemplu. Okay. Um, sau, nu știu, ce promovează XYZ. Dacă văd la toată lumea 1000 de produse, se distilează cumva toată zona asta de influencer marketing. Și doi, pentru influenceri. Pentru că companiile se obișnuiesc cu uh, mocangela, cum ai spus tu, mm, da? okay. cu bartere. Pe cine mai plătește după aia? Dacă e să să dea gratis și tu vizi să le ceri niște bani pentru munca pe care tu o depui? Am observat că companiile nu vor să muncească sau nu știu, nu vor să facă o legătură pe bani, ci doar pe barteruri. Adică, asta interesează până la urmă: că dau o bluză, dau aia și uh, s-au spălat de tine ca, ca influencer, și eu deja zic că nu, mulțumesc. Adică, doar companii, lucrez cu companii care înțeleg. Uh, relevanța mea, mai ales pe publicul meu. Uh -huh. Și cum faci atunci când ai un public în gust? De exemplu, am un public în special bărbătesc. Cum fac? Ofer doar ceea ce vrea acel public. Sau pe parcurs încerc să mi atrag clienți din, alt, din alte domenii, pentru că eu, o mare perioadă din timpul meu, am avut aproape 90% bărbați și acum, uh -huh. deja 80%, deci 10%, 10 au venit femei la mine. Dintre 300.000, 10%, rău cu matematica la 30 mine. 30.000. 30.000 de, de femei, deci au venit față de mine și eu sunt foarte fericită. Uh -huh, În același timp, cum, ce faci? Adică, ce ofer, ce ofer consumatorului tău? Te referi tu ca influencer, ce ofer? Da, ca influencer. Uh, păi trebuie să vezi. De ce se conectează publicul cu tine? De ce te urmărește? De obicei. Dacă eu oameni... ofer sport foarte mult, eu materiale jurnalistice, sportive, bla, bla, bla. Uh -huh. Și aia e super ok. Oamenii pentru asta te urmăresc, să vadă știrile din sport și să vadă modul în care tu le interpretezi. Că știrile poți să le vadă oriunde, pe orice uh -huh. ziar, uh -huh. dar modul în care tu le interpretezi, opinia ta. Deci trebuie să-i de... dai asta. Tot da. ce vrea. Da, da practic e o umană. Noi vorbim aici și facem schimb de opinii și de energie, și la fel trebuie să fie și între tine și publicul tău. Și mai departe, brandul când vine către tine pentru promovări, el nu caută faptul că ai un număr mare de followeri, Bine, dacă știi ce să caute, ci caută relația pe care o ai tu cu ei și cât de mult au ei încredere în tine, pentru că tu îți expui opinia și opinia ta contează pentru ei. Și atunci, dacă e o opinie bună despre o cremă de îngrijire facială, da, o să conteze și pentru ei. Hmm. E interesant. De exemplu, uite, câțiva blogger top la care tu te uiți și ți place cum ei fac promovarea. Și în cine, cui e dai tu bani? Uite, fie o companie mare, oricare, Kaufland, Lidl, nu știu, bla, bla, bla. Cui dai, cui dai tu banul pentru ca să vină în campania ta? Mm -hmm. Păi, uite, eu, cum spuneam și la emisiune, contează mult publicul pe care îl are compania respectivă. Știi, mm -hmm. să luăm, nu știu, un exemplu. Zicem că Kaufland are publicul generația Z. Tu în primul rând trebuie să înțelegi bun cum se comportă generația Z, ce caută ei. Ca... Da, și reclamele astea clișeice, că generația tânără e asta pe skate, și. adică nu știu, adică au și niște clișee în reclamă care deja, de la produs la reprodus se repetau niște clișee despre. Pentru că de, observam și la TV, inclusiv, că reclama sau promovarea o face generația mai în vârstă care ei așa ne văd pe noi, pe generația Z, și îmi părea că, bă, nu știu, când eram eu mai mică, pe la 16 ani, toți îmi cu skate-uri, cu nu știu ce, ce, ce. Nu am văzut niciodată pe stradă, de exemplu, dar avea o idee de la american furată, cred, mm -hmm, mai mult. Mm -hmm. Și Adică și promovarea era foarte prost făcută. Eu nu rezonam niciodată cu produsele alea care mi se reclamau, mi se făceau promovare la ele. Adică um, noi furăm foarte mult din afară mm -hmm. și nu știm să adaptăm astea la niște standarde pe care le avem aici. Dar uite, te-ai întrebat dacă tu erai publicul țintă? Că poate nu erai tu. Poate ai văzut reclama, dar nu că era produsă pentru tine. Pentru, pentru publicul țintă. Ah, ok. Ok, de și ziceam. Ok, ok, atunci nu. Atunci a fost atunci făcută nu. pur și simplu Da, adică aiurea. sunt multe reclame făcute aiure despre, despre asta ziceam. Da. Uh, nu știu, cel mai fain slogan pe care l-ai auzit și cel mai penibil slogan pe care l-ai auzit la promovarea unui produs în România. Mm. Mă, mie îmi pare cel mai mișto, uh, prea simplu, prea ca la țară. Da, mie e place, foarte, adică e bun, nu știu, sau uh, nu știu, chiar și în campaniile electorale îmi pare super mișto la mine peste prut, uh, e timpul oamenilor buni, știi? Deci mm. e, e, e mișto a auzit. Uh, sau uh, că, că sunt diferite campanii foarte foarte mișto, știi? Uh, cine ți-a ți părut uh, foarte mișto ca campanie. Poți să dau un nume? Da. Perfect. Uh, uite, am dat exemplu ăsta și la emisiune, dacă îmi poți mai mult în detalii. Este Taylor, care are un mesaj foarte, foarte bun și foarte bine poziționat. Când mergeam la cinema, înainte de filmele romantice, ea avea o reclamă cu un bărbat care o cere în căsătorie pe femeie și sloganul era -o mereu la sfârșit povestea începe cu un diamant. Aoleo, e foarte emoțional. Vreau și eu povestea mea <laughs> să înceapă, povestea mea vreau să înceapă tot cu un diamant. Nu, Taylor are o, o promovare foarte bună în sensul ăsta. Și când mă duc și eu la cinematograf și văd, uh, ba, e foarte frumos făcut, foarte gustos da. o dau uh, toate chestia asta. Și cine le-a dat ideea interesant și să facă promovarea asta? Nu știu cine a dat ideea, de ei fac foarte bine faptul că ei se adaptează la mediul în care se promovează. Într-un fel se promovează în cinema, într-un fel se promovează în mall, în funcție de starea în care ești și tu pentru că la cineva ești probabil cu iubita și iubitul, uh -huh. la mall ești la shopping și vrei să vezi alte mesaje și atunci se adaptează. Mie cel mai mișto, îmi place campania care a avut o Aqua Carpatica. Așa. Pentru că a avut o campanie că nu cu apa aceasta, însă cu suc, erau tratați ca sucuri. Când de fapt ah, era zic, o da. apă cu adaos de siropuri naturale și așa mai departe, și îmi plăcea campania asta că noi putem fi tratați ca și crema de corp sau de față, pentru că la fel hidratăm foarte mult corpul și sau putem fi tratați ca aia sau ca aia sau ca aia. Mm -hmm. Și mi-a plăcut foarte mult cum au gândit această, această campanie. Ca, ca brand. Uh -huh. Deci la ce trebuie să atragă atenția atunci când fac o promovare? La, în afară de publicul țintă care, la sigur, e foarte important, dar apa aqua, de exemplu, Carpatica, este predestinată pentru toată lumea. Uh -huh. Dar, uite, chiar și ei care sunt pentru toată lumea uh -huh. au un mesaj specific. Cum a fost mesajul de care povesteai tu? Care ți eu am fost, fost într-o campanie la ei uh -huh. și uh, mi-a plăcut că uh, diferiți bloggeri, influenceri a trebuit să ne spunem povestea vieții noastre, uh -huh. în care, de exemplu, eu m-am povestit de câte ori am fost tratată sau am fost etichetată ca și Aqua Carpatica incorrect. Mm. Am fost etichetată în funcție de cum arăt, de niște poze pe Instagram, dar nimeni nu vedea, de fapt, imaginea pe care eu vreau să o aduc în fața oamenilor. Sau de câte ori am fost încadrată sub diverse stereotipuri. Pentru că, din păcate, o femeie frumoasă care poate, poate fi băgată și sub stereotipuri. Mm -hmm. De mi-a mi plăcut, adică îmi plac brandurile ca, influencer, de exemplu, care. Nu sunt pentru toată lumea, sunt pentru nonconformiști, adică care încearcă să te atingă acolo anume, știi? Exact, la sufletel, exact. că fiecare din noi se consideră diferit până la urmă și anume prin, prin poveștile noastre uh -huh. facem o legătură și cu produsul până la urmă. Ai ideea. Eu pot să iau apa asta să spun că uite ia cea mai bună apă, cumpăr-o și beau acum sau pot să spun... Faptul că apa asta este, bine, într-un mesaj foarte uh -huh. frumos, este pentru cei oameni care nu se identifică, care nu se regăsesc în societate. Ideea într-un mesaj de comunicare este să fii cât mai țintit, oamenii să se rezoneze cu mesajul tău și să simtă că apa asta a fost făcută pentru mine, că ea mă vede mai mult decât ceea ce par, mă vede așa cum sunt. Și atunci o să iau de la carpatică și o să fiu fidel brandului. E vorba de când se vede Da, astea, eu sunt emoțională. fidelă, chiar și când se termină în dacă intru într-un magazin, am asociația aia că pun mâna și apa aia, chiar pentru nonconformiști, care hidratează, care a fost etichetată greșit și de aceea și o, și -o iubesc. Uite, o servim acest vin de la Sâmb domeniile Samburești uh -huh. și vreau să-mi spui o afacere în România? Pe ce piloni ai marketingului trebuie să se dezvolte? Pe cei pe care se dezvoltă orice campanie, orice companie internațională sau din România nu contează. În primul rând, produsul. Deci, produsul este esențial. Eu dacă am vinul ăsta de la Sâmburești și îmi place și este un produs de calitate, o să mai cumpăr, să-l recomand mai departe. În schimb, dacă iau de la un alt brand care este total pe lângă, poți să am cel mai bun marketing, o să cumpăr prima oară, după care o să-l dau la o parte. Bun, deci investia în produs este prima. Apoi, înțelege, am mai văzut despre asta, înțelege publicul și vezi cum poți tu să vorbești cu el ca de la egal la egal. Tu dacă, cum vorbim de la adică, dacă nu te simți integrat în societate, simți că nu ești văzut, fă să simtă văzut. Organizează evenimente pentru el, cu tematica asta, în care el să vină alături de alți oameni la fel ca el și să se simtă integrat, să se simtă văzut, să vadă că brandul pe care îl ai tu comunică cu el autentic. Apoi continuă această relație și încheagă mai departe. E ca o interacțiune umană. Marketingul este foarte simplu de fapt. Este o interacțiune între un brand care vrea să fie uman, că și brandul are un mod de comunicare, are o personalitate mm -hmm. și un consumator care e om tu leagă această relație în continuare. Pe asta, ciuclim acest pahar de sâmburești pentru marketing de calitate făcut în România <gânt> no rog. și să avem campanii cu sens. Adică da. nu mai niște fețe vorbitoare, dar, într-adevăr, care te motivează și care te fac să te atribui acelui, acelui brand. Îți mulțumesc foarte mult pentru discuție. Mulțumesc, Olivia, foarte mult și eu. Pa, pa! Ne vedem data viitoare tot la Business Philosophy cu oameni de calitate.